No bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. De astăzi încep o serie nouă de videoclipuri intitulate știri, articole, chestii retardate, tâmpite, mă rog, cum vreți să le spuneți. Dacă găsiți cumva un articol ceva pe net, o știri, o informare, și vreți să-i fac un review, un comentariu, o reacție la ea, ceva de genul, sau să-mi bat pula de ea în cel mai bun caz, lăsați-mi linkul în comentarii și o să fac la chestia asta. Astăzi am găsit pe Junimea, unul din utilizatorii grupului Junimea a postat pe grup acolo un link către știrea asta pusă de ce de la antena1.ro. Știrea se cheamă Misterul Omului Țap. Bă, era mai logic dacă zicea femei capre, era mult mai interesant. Dar hai să vedem totuși. E pronunțător și titlul ăsta. Toți cei care vor să afle adevărul sfârșesc tragic. Deci... Eu acum că am aflat, că am vrut să aflu adevărul, sunt de fapt mort, dar am învățat să îmi dau și o respawn după 3 zile, cum mai face încă cineva și vedeți că nu toți aveți abilitatea așa că mai bine închideți videoclipul, că s-ar putea să, 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 să muriți dacă vreți să aflați adevărul. Bine, nu că s-ar subînțelege tot adevărul după titlu și anume că nu există în pui mai așa ceva. Cum dracu să este. Hai să vedem totuși ce declarații zic ăștia. Ah da, sunt, mai sunt și două poze care este de fapt, deci pe site, aici, pe site aici, sunt două poze. Care de fapt este aceeași poză, numai că i s-a pus efect de la de oglindă și filtrul de culoare. Una e făcută al negru de zici că a fost fotografiat cu o cameră, de fapt cu un aparat de fotografiat mai bătrân ca tataie. Și altă poză zici că e făcută cu camera lui Dumitru din Outlast. O să apară pe ecran pozele cele două. E aceeași poză numai că a schimbat-o. Da, sună promițător oricum. Omul țap este o creatură ciudată. Dă-te, dracu, dă-te. Bă, o... Băi, o mașină să fie o creatură normală, nu o creatură ciudată. Bă, dar ce aveți cu săraca creatură? Toamne, rasiștii, dracu. Uh! Omul țap este o creatură ciudată care ar trăi în unele state din SUA, Mă mir că n-a băgat-o la noi în România, în pădurea Baciu, că asta mai lipsea. În unele state, cum ar fi Louisiana, Maryland și Texas. Cam în America găsești toate chestiile de genul. Partea inferioară a corpului este asemănătoare cu cea unei capre, iar partea superioară cu cea unui om cu coarne. Bă deci până la urmă este omul sap sau femeia capră. Că nu înțeleg dacă are partea inferioară, înseamnă că are uger. Deci înseamnă că e capră sau țap Om sau femeie, că nu înțeleg Nu mai zic de partea asta din, spate, din spusele oamenilor care au avut Neșansa De a sta față față cu în, Înfiorătorul om țap Deci, până la e țap sau capră Că nu țezi, zic ăștia că au partea inferioară Care parte inferioară de capră Și acum zice că e omul țap Păi ce are până la testicule sau ugeri? Dă-o încolo de treabă A aceasta ar avea între 1,2 și 4 metri. Vă dau mare diferența să înălțime. Deci, unii l-au văzut mergând în 4 labe. Stai că asta sună cam pervers. Reformulez. Unii l-au văzut mergând în poziția capră. Și asta, înțelegeți voi, am mers de a mers de-a bușlea. Și 4 metri înseamnă că are coarele mari sau cine știe de 4 metri totuși. Ce dracu cu nici Slenderman nu e așa mare. Dar cele mai multe mărturii dau o înălțime cuprinsă între 1,8 și 2,4 metri. Deci, pe scurt, are o înălțime cam normală, numai că sunt coarnele mari. Totuși, 2,4 metri e mai mari și ca decât marele cali din WWE sau ca și Mureșan de la Cluj care juca basket. Potrivit legendelor urbane, aceste creaturi, deci probabil mă, sunt mai multe se pare. astea se... Deci de asta zicea că și parte fior de capră și o de deci Sunt mai multe Bun, e un trim nou Se pare, o rasă nouă Mai e ceva ca reptilienii sau ce se mai zvonește pe internet Aceste creaturi atacă și omoară oamenii în parcări Băi, fain că nu i-a văzut nimeni până acum omorând oamenii America. Dude, în America sunt camere de Cred că și în veciorile publice Și nu i-a văzut nimeni pe atacând oamenii în parcări Bine, n-am auzit deloc de atacuri de genul Deci, s-ar putea să -n... Fie totul inventat, de fapt sigur inventat Hai să vedem ce mai scrie pe aici Nici câinii nu scapă de furia ei Deci mai multe creaturi nu scapă de furia ei Deci e una sau mai multe Ba mai mult aceasta ar intra în casele oamenilor violându-și victimele Păi ăsta sigur nu e Vasulian? Ciudat uh, Cel mai cunoscut caz este cel al unui cuplu de tineri ce se afla într-o mașină pe un drum de țară. Că nu putea să fie drum de continent. În timpul unei nopți cu lună plină. E clar, mai putea să apară și un vârcolac, Jeff the Killer și ieșea o poveste pasta aici. Totul se întâmpla în 1952. doar oară mai trei, ăsta până acum, chiar nu știu că tot trei o capră sau un țap. Auzind un zgomot ciudat la porbagaj, cei doi au coborât să vadă despre ce este vorba. În acel moment au dat nas, să nas cu creatura Ce părea o combinație Între capră și om Care se holba la ei Ținând un topor în mână Creatura dispăru apoi în pădure În pădurile din apropiere Deci e fain, în pădurile din apropiere Deci -a, atât de mare încât n-a avut loc într-o pădure A trebuit să se bage în mai multe Și totuși, deci Mergi cu mașina și auzi ceva la portbagaj Te oprești și nu înțeleg Au deschis porbagajul sau era în spatele mașinii Se ține de mașină mai detalia nu puteau și așa să zică. Și totuși, de deci ce un topor? Că... Topor, totuși. Ciudat. În alt, un alt caz uh, celebru, petrecut în 1971, hai că ăsta e mai recent, a semnalat uh, existența omului țap, deci probabil omul capră sau omul țap, că mai și omul capră, după ce o femeie și-a găsit câinele decapitat. Aș făcut o glumă la capitolul chinești, dar nu vreau să fiu rasist. Poate femeia locuia în cartierul chinezesc, cine știe. Hai că sunt rasist acum. Sau poate a lăsat câinele dezlegat sau a avut altcineva câine dezlegat, cum ar fi un pitbull sau un bulldog și i-au omorât câinele, nu știu, sau au fi intrat o vulpe, un urs, ceva, la ea în curte și l-au omorât, cine știe. Mergând să vadă ce se întâmplă cu câinele care lătra necontenit, aceasta a fost o creatură ciudată cu chip de capră care mergea ca un om. Bun, deci... Și ăștia au declarații diferite. Unii spun că au parte inferioară de capră și chip de om. Acum ăștia zic că au chip de capră și mers de om. Nu mai zic nimic. De curând un nou caz a stârnit teama americanilor potrivit. Evz.ro Ce site-o mai fi și ăsta, nu știu. Uh, Rockwell, Rockwell Bain, o tânără de 26 de ani din Ohio, destul de tânără tipa, a escaladat împreună cu partenerul ei un pod de cale ferată din Louisville În încercarea de a, de a descoperi originele legendei urbane a omului țap. Ok, și de ce dracu te uși pe un pod de cale ferată când colo puteai să... Ce legătură are? Caprele nu umbră pe poduri de cale ferată Tânăra însă a sfârșit tragic. O lovi lovită de un tren. Bă, eu mai așteptam să fiu lovită de un avion, că pe un de cale ferată lovită de tren e absolut șocant. Șoc și groază, ce dracu. Printre pasionații de mituri circulă o legendă potrivit cărea omul țap se arată celor care urcă pe podul de cale ferată. Ok, și cei care sunt în trenul care trece pe acolo nu văd nimic sau... Ciudat. Acum pe podul ăla trebuie să fie pus un semn Atenție capre sau atenție oameni capră Cine știe Localnicii spun că Foarte mulți tineri și-au găsit sfârșitul aici În încercarea de a dezluși misterul Bă, pe lângă faptul că ești cretin să crezi așa ceva Te mai și urci ca un dobitoc pe un pod de cale ferată de, Te mai și lovește Te nu că nu ești în stare să te ferești Sau să te arunci de, de acolo De fapt, hai să zicem că poate de azi, Te dai și tu la o parte, te pui pe margine deci, pe lângă faptul că ești cretin, că crezi așa ceva, te mai și să-l cauți și mai mori și ca un retardat în cel mai stupid mod cu putință. Legenda asta mă mir că nu e în vasul lui. Uh, stai că nu mai știu pe unde am rămas. Deci, foarte mult asta așa. De asemenea, se spune că acel pod este blestemat. Blestemat să se urce atâția proști pe el sau ce? Dacă ești la jumătatea platformei și trenul vine trebuie să sari. Din păcate multe persoane consideră că sunt mai rapide ca trenul, ceea ce se dovedește a fi fals. Stai și nu înțeleg, adică când vezi că vine trenul, tu ce faci? Te la întrecere cu el sau... Mă rog. Când ești tânăr, crezi că trăiești pentru totdeauna. De fapt, trăiești până pișbau, că după aia te omoară, mă, în bătaie. A declarat o localnică pentru wtoll.com. Sper că se zicește dublu vutol, mă rog. Oare chiar există un asemenea monstru sau avem de-a face cu o legendă urbană? Bă, ăsta a fost articolul, mai este și aici un clip cu trei imagini care sunt de fapt, e de fapt aceeași imagine care v-am arătat-o. Acum, părerea mea despre acest articol, deci în legătură cu cei care au murit pe podul ăla, într-adevăr, podul este blestemat, să fie într-o zonă cu foarte mulți oameni retardați, care cred legende cum că ar exista un om capră, care atacă oamenii în de deși în SUA în, sunt camere supraveghere, până și în vechiurile publice, cred, și n-a văzut nimeni atacurile alea și nici măcar până ieri nu s-a auzit de această creatură și acum am văzut când am căutat o mulța pe net, toate câteva ore aveau de când s-au postat, cum postează un site, postează și celelalte. Într-adevăr, podul este că stă într-o zonă cu oameni retardați care, pentru că faptul că sunt idiot și cred în așa ceva, se mă urcă și pe un pod, că de ce să nu te urci pe un pod, pe unde știi că trece și trenul și mai și mor ca prostul când colo poți să, nu știu, să nu te urci, zic și eu, adică de ce trebuie să te urci pe un pod ăla când, mă rog, bă, cum am spus, și partea aia cum că violează și că omoară câini, bă, deci, mă mir că n-am găsit în nu are legătură cu pădurea Baciu, Când nu numai în pădurea Baciu găsești de toate chestiile. Deci această creatură trebuie să fie ceva gen, uh, nu știu, violator de vasului că zicea că violează, ceva canibal pe acolo, din nou nu vreau să fac o glumă rasist, dar ceva asiatic pe acolo care mănâncă câini. Partea inferioară de capra asta sună cam pervers dacă sunteți mai retardați ca mine. Cel puțin eu am înțeles altfel partea asta cu inferioară de cap, în afară de picioare. Uh, și și că sunt mai multe, sunt curios Cum se înmulțesc astea până urmă, Presupun că stă capră femela Dacă știi cum zic Bine, hai că ajunge cu ironiile Sper că v-a plăcut articolul ăsta O să vă las în descriere link-ul cu acesta Să nu ziceți că este fals Lăsați-vă și voi părerea în comentarii Despre ce credeți despre acest articol Și pozele alea care le-am pus acum Și dacă mai aveți idei de știri din astea Cărora să le fac review Lăsați-mi în comentarii linkuri de la acestea și o să fac. Și cam atât, eu sper că v-a plăcut vechea poveste. Da, tu cap în gură butoanelor de sub videoclip și până data viitoare, ciao les!